Ziua Internațională a Zebrei a fost marcată astăzi la Grădina Zoologică din Călăraș. Cel mai îndrăgit exemplar de zebră, Kiss, a fost sărbătorit de către conducerea și angajații complexului de agrement. Kiss a avut parte de un tratament special în această zi importantă. Acesta s-a desfătat cu morcov, mere, porumb, cereale și lucernă. Astăzi este o zi importantă pentru Grădina Zoologică. Ce sărbătoriți mai exact? Da, astăzi este o zi importantă pentru noi pentru că îl sărbătorim pe Kiss. Este exemplarul nostru de zebră. Este cel mai apreciat de copii, este și unul dintre cele mai blânde exemplare pe care le avem aici. Este destul de prietenos cu îngrijitorii mai ales. Acum nu-l ținem afară pentru că pentru el nu este o vreme prielnică, să zicem așa. Îl ținem înăuntru la căldură, doar că astăzi vrem să îl tratăm special, să spun așa. O să îi dăm o masă de morcov și mere puțin mai târziu. Acum de dimineață colegii mei i-au dat porumb, i-au dat cereale și ce îi place lui cel mai mult, lucerna. De când a venit acesta la Grădina Zoologică? L-am primit anul trecut, în aprilie a ajuns la noi, tocmai din Suedia. Wow, deci tocmai din Suedia. Da, și de când a venit a fost, v-am zis, foarte apreciat de copii. Toată lumea când vine la zoo întreabă, dar zebra unde este? Și vin aici la noi în spate și au aflat între timp și povestea lui, că îl cheamă Kiss, că vine din Suedia, dar el s-a născut, dacă zic bine, în Olanda, pentru că numele este de origine olandeză. Și mâine va fi o zi importantă pentru reprezentanții grădinii zoologice, deoarece complexul va fi gazda unui eveniment minunat. Astfel va fi marcată în data de 1 februarie Ziua Internațională a Cititului Împreună. Acțiunea va avea loc în Hala Păsărilor Exotice, unde 35 de copii vor citi povești despre animale. Mâine îi așteptăm pe mai mulți copii din mai multe școli din Călăraș să organizăm, să sărbătorim de fapt Ziua Internațională a Cititului Împreună, ediția 2023. Este un eveniment la care suntem gazde și la care am fost invitați să participăm și ne-am bucurat foarte tare. Doamna Irina de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu a venit cu inițiativa asta și am zis de ce nu. O să vină copiii aici, în Hala 2 a Păsărilor Exotice, să citească din cărțile lor preferate. Pe lângă asta vor citi și povești cu și despre animale. Și asta ne-a încântat foarte tare și mulți dintre ei au zis că ar vrea să le citească, de ce nu, și animăluțelor din grădina zoo, depinde cum ne va permite vremea. Dar noi o să-i primim acolo, la căldură, cu ceai cald, le-am pregătit și ceva surprize din partea echipei noastre și să vedem ce o să fie. Vă așteptăm și pe voi mâine, pentru că atât pentru vizitatori o să fie un eveniment inedit. Doamnele care s-au ocupat de organizare au venit cu inițiativa să și citească ele pentru vizitatorii de mâine, în intervalul orar 12-13. Evenimentul începe la ora 11 cu cei 35 de copii și până la ora 13 vom citi împreună.